Mare sărbătoare a Ortodoxiei, botezul Domnului, se prăznuiește anual pe 6 ianuarie și evenimentul mai este cunoscut sub denumirile de Epifanie, Teofanie sau Bobotează. La Catedrala Episcopală din Giurgiu, un sobor de preoți și diaconi, în frunte cu episcopul Giurgiului, preasfinția sa Ambrozie, a oficiat conform tradiției slujba de sfințire a apei, iar credincioșii au putut duce aghiazma mare în gospodăriile lor. Tu sunt frate, vino și acum cu bucuria Sfântul Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. A urmat procesiunea de deplasare către canalul Sfântul Gheorghe, unde 5 voinici giurgiuveni s-au îmbăiat în apa rece ca gheața pentru recuperarea crucii. Marius Chiriță s-a dovedit a fi cel mai vrednic pentru acest lucru. Sunt bucuros că am câștigat. Și ce să spun, sper că și anul viitor, dacă voi fi sănătos, voi încerca să particip. Anul acesta a fost prima încercare? Da, a fost prima încercare. De vreo 5 ani zic că tot am vrut să vin, nu am avut curajul. Anul ăsta am presimțit că se va întâmpla ceva și uitați că am câștigat. Printre cei prezenți la manifestările prilejuite de sărbătoarea cu tradiție milenară, am remarcat câteva personalități care și-au exprimat sentimentele în legătură cu organizarea la Giurgiu a evenimentului. În sfântă zi de sărbătoare de Bobotează, permiteți-mi să urez tuturor giurgiuvenilor un călduros la mulți ani, chiar dacă este gerul Bobotezei, să fie fericiți și împliniți. De asemenea, felicit Episcopia Giurgiului pentru toate acțiunile manifestate, nu numai cu acest prilej, ci cu toate acțiunile manifestate de zilele sfinte, de sărbătoare religioasă, ortodoxă, ale noastre, ale românilor, și le urez în continuare succes. Suntem alături de toate proiectele orașului și ale Episcopiei Giurgiului. De peste 10 ani de zile această tradiție a devenit din ce în ce mai vizibilă la Giurgiu. Am avut ocazia de cel mai multe ori să particip și ceea ce este și mai îmbucurător pentru toată lumea din acest oraș este că din ce în ce mai multe persoane s-au întors cu fața către credință și cred că este un lucru bun, în special pentru tineri. Foarte mulți giurgiuveni au fost astăzi prezenți la manifestările prilejuite de această sărbătoare de botezul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Să păstrează încă tradițiile, am văzut că acolo sus avea loc botezul cailor și tinerii, 4 sau 5 am văzut, au avut curajul de a sări în apă după cruce. Mă mândresc cu ei, acțiunea este de lăudat și felicitări!